aduc magia sărbătorilor în inimile oamenilor. Este vorba de florarii Vera și Gheorghe Tonu din satul Bardar, Ialoveni, care de 40 de ani cresc și recoltează lalele și flori de cameră. În emisiunea Pământ și Oameni, horticultorii ne vor împărtăși istoria lor de succes. O cercetătoare de la Universitatea Tehnică din țara noastră, în colaborare cu două universități din India, au creat o dronă care monitorizează culturile agricole și pulverizează pesticide acolo unde este necesar. Brevetul de invenție a fost recunoscut la nivel internațional și a fost înregistrat în Marea Britanie. Doctorul în științe tehnice, Cristina Efremov, susține că agricultura inteligentă ajută agricultorii să reducă costurile și să obțină producție de calitate. Detalii în emisiunea Pământ și Oameni. De acum ele s-au gătit. Ia ce frumoase! Da. Plăcintele în friptură este o mâncare tradițională servită la mesele de sărbătoare de locuitorii din satul Șolcani, raionul Soroca. Două gospodine din sat ne vor mărturisi rețeta la finalul emisiunii Pământ și Oameni. Pe bună dreptate se spune că florile îi transformă pe oameni în cea mai bună versiune a lor. Pentru Vera și Gheorghe Tonu din Bardar, Ialoveni, florile aduc și bunăstare. Însă în spatele unei afaceri frumos mirositoare sunt 40 de ani de muncă intensă, cu multe nopți nedormite, susține florarul Gheorghe Tonu. Mica afacere a început-o de la zero, în propria gospodărie, implicând toată familia. Inițial, soții Tonu s-au orientat spre creșterea bulbilor de lalele. După 20 de ani, au renunțat să cultive doar bulbi și au dezvoltat afacerea cu lalele crescute din rădăcini olandeze. Pe lângă lalele, soții Tonu cresc și flori în ghivece, lămâi, mușcate și aloe vera. Potrivit antreprenorilor, cea mai mare provocare în această activitate este să reușești să scoți o anumită recoltă de lalele la o anumită dată, pentru o sărbătoare anume, iar mai apoi să le poți comercializa. Cei care doresc să înceapă această activitate au nevoie de răbdare, perseverență, multă dedicare și rezistență la stres, susține cultivatorul de flori, Gheorghe Tonu. Florile au înflorit, de acum sunt gata de cules. Noi le culegem, care s-au căpătat forma, culoarea care trebuie. Noi de-am le cunoaștem de atâți ani. Astea sunt culoare roze, ele, o parte dintre însele sunt gata. Le culegem cu tot cu bulbi, că e mai ușor. Le ducem cu tot cu bulbi. În bulb se află 3 cm de rădăcină. Și ca el, ca să fie mai lungi, spară la piață, bulbii i-aruncăm totuna. Și tăiem ca să se lungească, adică cu 3 cm floare. Asta e lungă, asta e scurtă, nu putem pune la un loc. Se arată urât în plachetă, dar noi le punem, le sortuim pe lungime. Acestea sunt 3 categorii taman de flori, după 3 lungimi. Și am început să cultiv și eu bulbii de la lele, să cultivăm noi pe deal. Pe vremea aceea nu se importau din Olanda. Noi avem bulbi noștri. Eu am crescut bulbi vreo 20 de ani, lucrând la colhoz. Aveam și vacă și gospodărie mare, 3 copii, trebuie învățat. Am vândut vaca și mi-am făcut sieră. Și am încercat să eu pun bulbi, să înfloresc flori la creștere forțată. Noi avem un soiuri moldovenești, era soiuri roșii. Pe urmă, a început la noi să fie mai greu cu creșterea, nu avem oameni. Dar au venit o perioadă când nu mai ploua. La noi nu mai plouă, dar lor le trebuie apă, le trebuie ca să dezvolte bulbii, trebuie multă apă.
Când eram mai tânăr, aveam pompă, le udam, aveam pe lângă canaluri, aveam pământuri și le udam. Pe urmă a început nu și apă nici în canaluri, nu aveam și le uda și mai scurt a început să scadă producerea lor. Am început să-i cumpărăm bulbi din Olanda, adică om, este om care importă, noi dăm comandă și ne le aduce. În general e greu, pământul trebuie schimbat în fiecare an. La noi aici, dacă la mine, te priză 5 mașini de pământ. Ca să le scoți afară, să-l duci alt pământ, nu e așa de ușor. Noi încălzim seara cu cărbuni. E scump cărbunele, au fost anul trecut 10.000 de lei tonă. Anul ăsta 7.000. Nouă nies unde avem 15.000 de flori. Dacă socotim 3 lei venit sau 5, la o 70.000 de lei venit curat nies. Pentru unii zic că e mult, 70.000 de lei, dar pentru noi nică, că ca să facem 70.000 de lei trebuie să vrăm în pământ 150.000. Noi îi ținăm pentru cărbuni și pentru bulbi, ca să cumpărăm într-una banii ăștia ei să împărtiesc. Dacă nu iai pe ăștia, nu poți face eslante. Și aceste 70.000 care facem curat, ne ajunge pentru comunale, pentru motorină. Ca să șezi, nu-i bine. Adică dacă șezi și te-ai oprit, nu te mai poți porni. După ce s-au tăiat bulbii, florile sunt sortate după lungime. Vinde numai în gro. Ia câte florile aranjate, gata, 20 de flori, le-am învălit cu peliculă, sunt gata de transportat la piatră. La lelele, dacă văd soarele, au proprietatea de a înflori, adică de a se desface. Dar nu liptem, dacă ele se desfac, nu liptem învăli. Încurcă și la piață nu le poți duce, trebuie tot strânse. Ca ies și frumoasă, trebuie să capte floarea închisă, să șade. Ca să o putem transporta la piață, trebuie lucrată la umbră și la rece. Adică nu trebuie căldură mare, dar la căldură mare ele se înfloresc. De atâta noi lucrăm aici pe frig și iarna, îngheață și picioarele, îngheață și mâinile. La o floare nouă ne iese de la 3 la 5 lei venit curat. Adică noi avem cheltuieli 10 lei aproape. Cărbuni, bulbi, pământul care a schimbat, apă, tratamente, având pierderi la 10-15%, apne rămâne nouă 2-3 lei venit pe o floare. Este piața de flori Angro, noi vindem numai Angro, florile sortuite după lungime, după mărimea bacalului, după frumusețe, au diferit preț. Cum e piața, așa se vinde, cel mai mult la 15 lei a fost. Anul trecut erau 15 lei florile mășcate frumoase. Florile la piață sunt și de 10 lei, de 8 lei, și scurte, de 7 lei, de tot neamul. Și se vinde tot floarea, se vinde. Și așa e scurt, și așa. Anul ăsta sunt multe. Anul ăsta s-au mulțit producătorii. O scăzut prețul. Floarea e 12 50 lei. Adică un pachet de 20 de flori, 250 de lei. Cei care le iau de la noi, pe ei le vând cu două prețuri. Pe lângă la lele, ca să nu șadă locul liber, direct așa ea, mă ocup și cu flori de cameră. Noi le zicem mușcat. Ca să nu cheltui bani pe puiet, ca să fac frumoase, rotunde, trebuie să-i merugi vârburile care cresc lungi. Și vârful și-a la rup și n-a la arunc, îl pun în pământ. El de rădăcini se face iar o floare din nou. La mulțiri, eu mă uit care, dacă îi dat tare, lăstare, sunt mari, mulți, eu tai unul. De exemplu, trebuie tăiat cu un cuțit ascuțit tare. Pământul trebuie și umed bine. Și plantăm. N-am înfibrim, așa că el se traumează. Facem o gaură. Plantăm și o strângem așa ușor. Un cunoscut de meu, un băiat care tot avea seră, avea pui de lămâi. Și el într-o zi a venit și ne-a adus un pui de lămâi cam așa de mic. O să cum, ai să-l ții în seră și ai să-l faci, ai să ai lămâi. Eu nu credem că o să facă. Asta a fost prin anii 90. Și eu am început să cresc lămâie.
Și acum ia că 35 de ani de când aici ai lămâiul care ne l-a făcut cadou. El de-am la mine rodește. El trebuie curățit o dată, două ori pe an. Și crenguțele care eu le curăț la dânsul, au parte, eu și le sădesc în ghiveciuri. Și fac puiet de lămâi. Și oamenii când vin aici, îl văd pe ăsta, lămâiul cu lămâi, se îmbolnăjesc și cumpăr câte un puiet de astea. Dar în trecut am vândut 7 lămâi mari cu roade. Dar el, ca să facă roade, trebuie 5 ani, 6 ani. Foarte rodit. Face câte 100 de lămâi. Dacă îl lași, faci și 200 pe an, da, dar să mărunte. Dar la 100, cum e copacul ăsta de mare, la 100 de lămâi, a pus normal, ia că au, eu știu că 200 de grame trebuie să aibă, 300. Am avut, într-una am avut încă unul, o leacă mai mic, de 15 ani, au avut numai 4 lămâi, cei mai mari au cântărit 620 de grame. Într-una avem de lucru. Al aceea e aloe vera, tot așa de mare era una. Am trecut, am vândut-o, avea flori, multe flori, avea vreo 7 flori, că e înflorește. Mai am o gospodărie bătrânească, acolo am aproape jumătate de hectar, 42 de sote, am tot felul de copaci, poamă de masă, flori în pământ, albini. Ne trecem vara acolo. Florile astea e o agricultură, adică nu e numai business, e o plăcere foarte, pentru mine e foarte mare. Și nu numai la Lica, dar în deopte toate cele, florile și verdeața fața pământului, intrat la mine în sânge. Noi dimineața când ne sculăm, din tâi facem o plimbare prin serie, ne uităm la flori, ce le trebuie, cum înfloresc, cât au mai crescut, le măsurăm, le privim, și bem ceaiul, și după ceai de-am lucrări mari să începem. Primul lucru care îl facem, primim plăcerea de la munca noastră, de la flori, de la asta. Cu asta ne bucurăm și cu asta trăim. O dronă inovatoare pentru o agricultură inteligentă, elaborată de o savantă din țara noastră, a fost apreciată la nivel internațional, brevetul de invenție fiind înregistrat în Marea Britanie. Aparatul are o capacitate de zbor de 3-4 metri deasupra culturilor agricole și o viteză de 25 de km la oră. Drona utilizează doar 25 de litri de substanță pentru a pulveriza cu pesticide plantele, în comparație cu 300-350 de litri folosiți în mod tradițional de agricultori. Drona monitorizează culturile agricole și depistează unde este nevoie ca o plantă să fie stropită cu pesticide și o stropește cu o cantitate mică, dar suficientă. Vehiculul aerian este gestionat fără pilot și poate fi ghidat chiar de pe telefon. Cristina Efremov este lector universitar și doctor inginer la Facultatea de Design din cadrul Universității Tehnice din Moldova. Cu ajutorul acestei drone, Cristina vrea să-i ajute pe agricultori să-și modernizeze activitățile și să desfășoare o agricultură sustenabilă. Concept de abordare în agricultură a parvenit de la ideea combinării agriculturii cu soluțiile fotovoltaice existente. Pentru ce? Pentru a crea cât mai mult terenurile agricole și a combina cu producere de energie electrică. Pentru monitorizarea și stropirea pesticidelor, datorită duzelor care sunt pentru că îi dau o extindere mai mare și un areal pentru că putem ca planta ce face să acumuleze și să extragă acele pesticide, anume cantitatea care trebuie pentru nu adăuna solului. Conceptul poate fi dotat și cu alți senzori de capacitate mărită ulterior în următoarele brevete, care ne-ar da posibilitatea să avem și să despistăm lacunile acestor plante. De exemplu, este lidarul, este light detection and ranking, care utilizează laserul pentru a depista la plante dacă ele necesită
stropirea pesticidelor necesită umiditate adițională și ce face? Pe bază de senzori termofili, de termo crește temperatura plantei dacă ea este bolnavă. Și un pic de vapor de termo și temperatura ridicată ne dă senzația că într-adevăr această plantă deja este bolnavă și atunci această dronă poate detecta ulterior. Această proprietate intelectuală care noi am brevetat-o este o dronă rotativă care într-adevăr ajută pentru monitorizarea și stropirea pesticidelor, ceea ce este o problemă gravă, să zicem, în ziua de zi cu zi cu schimbările climatice, ceea ce au loc. Noi am hotărât să ușurăm într-un fel și să digitalizăm, să inteligem, să facem mai inteligentă agricultura. De ce am convenit de a elabora un prototip, un concept de dronă în agricultură pentru sistemul inteligent, pentru a crea oportunități de dezvoltare a tuturor fermierilor pentru pulverizarea pesticidelor. Acest concept are anumit număr de duze, are anumite de palete rotative, care noi l-am pus în conceptul nostru de prototipare pentru a-i da agilitate și flexibilitate acestei drone. În descrierea detaliată a acestui concept am utilizat și o descriere viteza de parcurgere, bateriile de încărcare care sunt, modalitatea de parcurgere pentru care tipuri de soiuri, de plante pot fi funcțional acest tipuri de drone și anume și cantitatea volumului existent în această drone care poate fi comasat. Desigur, ele sunt de diferite dimensiuni. Pentru noi a fost relevant o oportunitate ca să avem și pentru cei bugetați și pentru mai multe categorii să accesăm de persoane. Ulterior urmează acest concept și prototip să fie promovat companiilor de mare interes cu scopul de a integra și de a utiliza în producere. Profesorii din India mi-au spus că acest concept și prototip ei deja îl promovează în India și atunci am decis că în companiile mari producătoare, ceea ce este relevant pentru el, pentru India, pentru această țară și numărul mare de populație ar fi binevenit pentru ei să-l accepte, după care îl promovăm și în Republica Moldova. Proprietatea intelectuală a fost brevetată. Asta înseamnă că nimeni nu poate să te copie, nu poate să-ți ofere altceva și atunci tu îți brevetezi conceptul, prototipul și progresul. Multe companii, da, ele vehiculează cu diferite copii, le gestionează, dar totuși este dezavantajul că ele nu pot fi funcționale într-atât și pot deveni și periculoase într-un fel pentru populație. De aceea, noi, ca să ne convingem, l-am brevetat conceptul și prototipul, după care în laborator îl construim și îl elaborăm cu acordul companiei care îl vor procura, deoarece la elaborarea acestei drone au participat două universități, profesori din mediul academic, academicieni, titulari științifici. În India se caută acești finanțatori pentru că sunt companii mari care dezvoltă agricultura în India, îndeosebi populația este foarte mare și atunci problema roadei, problema agriculturii este foarte strângentă la ei. Avem acceptul lor de la mai multe companii în care noi, desigur, dacă am consolidat această proprietate intelectuală, ea vine în consens și cu noi împreună, da? Cu profesorii de acolo și respectiv cu mine de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte, când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Satul Șolcan din raionul Soroca a devenit cunoscut pentru plăcintele delicioase cu brânză ce sunt puse în friptura de porc. Gospodinele din localitate spun că au moștenit rețeta de la mamele lor. Aceste bucate tradiționale în sat au cunoscut celebritatea după ce femeile din Șolcani au venit cu ideea organizării unui festival al plăcintelor. Printre inițiatoarele festivalului au fost gospodinele Maria Mânzat și Claudia Purici, două vecine care ne-au dezvăluit și nouă rețeta plăcintelor cu friptură. Compoziția plăcintelor de Șolcani nu este pretențioasă. Făină, apă, ouă, puțin ulei, brânză și sare. Procesul cel mai solicitant este frământarea și întinsul aluatului. După ce am cernut făină, în ea noi punem sare. Punem două ouă
Eu, de pildă, acum pun două ouă. Nu trebuie multe ouă, fiindcă aluatul nu o să crească așa de tare și nu o să fie așa foios, plășintele, foioasă. Și drojdie aici trebuie așa cam o linguriță de ceai, o lecuțică mai mult. Drojdie uscată. Și mestecăm totul. Turnăm apă călduță, să nu fie tare vârtos, că apă nu iasă gustoasă plășintele. Prin anii 80, 78-80, așa că a apărut felul ăsta de mâncare la noi. Și deodată lumea îl făcea numai la hram, la nunți, rar care făcea la nunți deodată când a apărut. Dar pe urmă te-am îndesit și lumea face chiar... Permanent. Lăsăm la dospit undeva 10-15 minute. Aluatul nostru de acum a dospit bine, a stat la cald. Îl luăm tot pe masă. Îl facem o leacă, îl adunăm așa în mână. Îl tăiem în câteva părți, câte o să ne iasă, așa ca să nu ne iasă turta prea mare, că păi e greu de lățit. Și adunăm. Asta se cheamă adunat, o leacă îl frămânță în mână. Din fiecare bățișor de aluat de aici, o să iasă undeva 7-8 plășințele. Și atât le facem pe toate așa ia și le punem una peste alta, dar le ungem cu ulei, ca să nu se lipească. Le întoarcem ca să o luăm pe prima care am făcut-o. Și începe a o întinde. Ia ca așa cu mânuțele frumușel. Un întind pun pe masă. Pun și eu pe masă, dar m-am deprins. M-am învățat. Mama m-a învățat așa că s-o iau în mână. S-o... Când o iei mâna pe aici, nu rămâne gros la margine. Brânză cât vrei de mult și cât vrei de brânzos. Iată așa împăturim. Binișor, cap învârtit. Să-l șușești, să-l șușești până... Să-l șușești, da, ca să iasă plăcinta... Cât o șușești mai mult, da, cu atât e mai foioasă. Mai mult foiare. Da. După ce am făcut tot lucrul ăsta, iată, așa ia. Da. Mătătaile da. Și ele ca și... Și iată luăm așa de la un capăt și... Da. Și ele, ia, când îl tai așa ia, ele se lipesc deodată și nu curge brânza din trânsele. Da. Așa e de la început, s-o primit așa. Așa când te uiți la ele, parcă te-ar mira aici ce fel de plăcinta e asta. De aia să vedeți când o să o punem în friptură, ce fel de plăcinte. Și de gustoasă, minunată. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. Când stau și mi-aduc aminte cum trăia lumea înainte. La o fată mai frumoasă nu încăpea flăcăi în casă. La o fată mai frumoasă nu încăpea flăcăi în casă. Fata după obicei le zicea ședeți flăcăi. Fata după obicei le zicea ședeți flăcăi. Flăcăul care o iubea lângă dânsa se așeza. Flăcăul care o iubea lângă dânsa se așeza. Plășințelile de acum sunt gata, trebuie de scos, că păi nu le ardem. Le scoatem. Și le ungem cu ulei. Plășintele-s gata și le ducem la friptură. Tăiem carnea bucăți, nu bucăți mari și nici mici. Și o punem și o frigim la plită. O presurăm cu sare și cu chiperi.
și o frigim pe o parte și pe alta și după aceea o punem în ceaun sau în tigaie și vrem și o fierbem. Așa. Și o punem, turnăm apă și o punem la fiert. Și când aproape carne e gata, punem și două frunze de David. Dar când e gata. Și dacă am gătit carnea, punem plășințelele deasupra. Ia-te așa. Țin să spun că la friptură trebuie să turnăm apă mai sus de carne. Că atunci când îmi pune plășințelele să aibă și să fie muiate. Da. Așa. Punem capacul. Și așteptăm o leacă să îmbibe, să tragă un clocot și vaporii și ea de la carne și de la zamă o să intre toți în plăcinte. De acum ele s-o gătit. Da, uite câte sunt de foioase ele. Și luăm cuptură. Și punem. Deci, așa-i viața omului, șarararararara, ca și floarea pomului, șarararararara. Ei, dimineața înflorește, șarararararara, până-n seară vestejește, șarararararara. Poftă bună!